Mișcare cu Corina. Vom încheia această săptămână prin mișcare pentru musculatura fețieră și musculatura picioarelor, mișcarea executată cu mingea de fitball. Așa că abdomenul îl avem în sprijin pe minge, avem picioarele întins, încordăm fețier și stângul ridic. 1. Vârful în jos. 2. 3. Încercăm să menținem spatele cât se poate de drept. 4. 5. 6. 7. 8. 6. 6. 5. 4. 3. 2. 2. Și sus. 1. 2. 3. 1. Ducem mingea mai în spate. Trecem în sprijin, astfel încât mingea să ajungă la nivelul genunchilor. Și aduc în 2. Întind. Lucrăm musculatura abdominală. 1. Lent. Întind. 2. 3. Încordăm abdomen. 6. 7. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Relaxez. Tot din sprijin pe minge. Am antebrațul în sprijin pe minge. Lucrăm coapsă externă și ridic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2 și sus, întind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, trag de genunchi la piept și întind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, timp, schimbă partea, sunt în sprijin pe antebraț și sus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, sus împing. 1, 2, 3, presăm. 4, 5, 6, 7, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Întind și îndoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mă întorc. Acestea au fost exercițiile pe care vi le-am propus în această săptămână, așa că vă aștept și săptămâna viitoare și nu uitați, fiți în forță și în formă, oriunde și oricând. Vă pup!